Deschideți împreună cu mine în Cartea Rut. Astăzi, cu ajutorul Domnului, vom finaliza călătoria noastră prin Cartea Rut. Este o carte scurtă și am vrut ca să o parcurgem într-un mod telegrafic, într-un mod care să fie o încurajare pentru fiecare dintre noi să studiem Scriptura, să medităm asupra Scripturii. Este deseori un pericol atunci când studiem în detaliu o carte, atunci când intrăm în amănunte într-o carte și încercăm să despicăm firul în patru la fiecare verset, la fiecare propoziție, ca să fim câteodată descurajați și să plecăm acasă crezând eu n-aș putea să fac așa ceva vreodată. Dar Biblia este o carte care este scrisă pentru fiecare dintre noi. De Dumnezeu, prin călăuzirea Duhului Sfânt și care este deschisă față de fiecare dintre noi prin puterea Duhului Sfânt. Fiecare dintre noi poate ca să fie hrănit, poate ca să fie încurajat, poate ca să fie învățat, îndreptat din Sfintele Scripturi și fiecare dintre noi are acces prin Sfânta Scriptură, prin călăuzirea Duhului Sfânt la Dumnezeu. Și aș vrea ca această călătorie prin Cartea Rut să fie o încurajare pentru fiecare dintre voi să vedeți bogăția care este disponibilă în Sfânta Scriptură atunci când citim și studiem Sfânta Scriptură fără a încerca să facem o teologie complexă sau să fim nevoiți ca să intrăm în detalii tehnice, pur și simplu atunci când medităm asupra Cuvântului lui Dumnezeu, atunci când interogăm Cuvântul lui Dumnezeu. Este greu de asculta și de a înțelege, de exemplu, ceea ce se întâmplă în Rut, capitolul 4. Nu știu dacă ați ascultat cu atenție. Este bine atunci când se citește Cuvântul lui Dumnezeu să ascultați cu atenție, să urmăriți și să încercați să înțelegeți, să simțiți ceea ce se petrece. Dar dacă ascultați cu atenție ceea ce se întâmplă în Rut, capitolul 4 și cu ajutorul Domnului vom ajunge acolo, este greu pentru un om răscumpărat de Iisus Hristos să asculte acel narativ din Rut, capitolul 4 și să nu-ți dea lacrimile. Este așa de ușor să te regăsești acolo. Este așa de ușor să realizezi că este vorba de răscumpărarea ta. Este așa de ușor ca să-ți dai seama că Boaz îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos și că tu ești în acel tablou. Ești Rut. Ești cea fără vreo speranță, fără vreun merit. Cea pe care nu vrea nimeni. Cea pe care doar Boaz este dispus și în stare să o răscumpere. Este povestea noastră. Este într-adevăr povestea lui Rut, este istoria lui Rut, dar este istoria noastră. Este istoria vieții noastre. Datornici față de Dumnezeu, dincolo de capacitatea noastră de plată. 1000 de vieți, dacă am avea. Și n-am putea ca să plătim ceea ce datorăm față de Dumnezeu din cauza păcatului nostru. Vestea bună este că există un răscumpărător. Există unul care a plătit pentru noi. Această dimineață vrem să ne uităm la capitolul 3. Capitolul 3 este ultima parte din acest narativ care cumva ne pregătește pentru climax, pentru vârful, pentru apogeul acestei cărți în capitolul 4. Și acum vedem ultima etapă din această pregătire pentru răscumpărarea care urmează să aibă loc și vom privi la ea cu ajutorul Domnului de seară. Până în acest moment, să recapitulăm un pic, până în acest moment, în capitolul 1 și 2, am văzut pe Naomi și familia ei care au plecat din Betleem, din Betleem care este casa pâinii, au plecat în țara Moabului pentru o vreme, sau cel puțin așa credeau ei, din cauza unei foamete care a fost lăsată asupra poporului Dumnezeu din cauza răzvrătirii lor. Acolo soțul lui Naomi moare, o lasă văduvă, iar fiii ei se căsătoresc cu fete moabite, cu fete din lume, dacă vrem ca să vorbim așa. Mor și ei și rămâne Naomi împreună cu nurorile ei 3 văduve. O stare deosebit de gravă, mai ales într-o societate în care totul era patriarhal. Bărbatul era cel care era responsabil pentru a proteja familia, era cel care avea toate drepturile de proprietate.
O văduvă era într-o stare de pericol foarte mare și Naomi este lăsată în această stare cu trei văduve și hotărăște ca să se întoarcă la Betleem. Rut se dovedește credincioasă față de Naomi și față de Dumnezeu și merge cu ea. În ciuda prețului care trebuia plătit de această femeie pentru decizia ei de a se întoarce împreună cu Naomi în poporul lui Dumnezeu, Rut se dovedește credincioasă față de Dumnezeu, față de soacra ei. Orpa, cealaltă soție a fiului decedat al lui Naomi, Orpa se întoarce în țara Moabului. În capitolul 2 am văzut pe Naomi și pe Rut înapoi la Betleem într-o situație absolut fără speranță. Nu exista vreo speranță pentru ele, nu aveau ce mânca, nu aveau nimeni să-i protejeze, iar autorul ne spune că prin întâmplare, și anume întâmplare divină, Rut îl întâlnește pe Boaz, care se îndură de ea, care este neam cu Naomi, care are drept de răscumpărare asupra lor și care este un om bogat și un om care ar deține ceea ce este nevoie ca ele să fie răscumpărate. Rut este invitată de Boaz să strângă spice în ogorul lui și să rămână împreună cu slujnicile lui până la sfârșitul secerișului. Și este în acest context, este în acești parametri în care începem capitolul 3. Cum e important să înțelegem și contextul capitolul 3. În capitolul 3, narativul nostru ia un pas foarte mare înspre o rezoluție față de situația drastică a lui Rut și a lui Naomi. Important de înțeles este că între capitolul 2 și capitolul 3 avem o perioadă lungă de timp. El nu se întâmplă peste noapte. Aproximativ 30-90 de zile. Probabil 90 de zile, adică perioada din aprilie până în iunie, care este perioada secerișului. Dacă secerișul era scurt, da? Probabil era un 30-45 de zile toată perioada aceasta până la sfârșitul sau mijlocul lui mai. Dacă secerișul era din abundență și recolta era mare, de multe ori se ajungea până la sfârșitul lunii iunie, când la sfârșitul lunii iunie începea cu recolta de fructe și altele. Știm din textul nostru că secerișul era abundent, că foametea a părăsit țara și că Dumnezeu se îndura din nou de poporul lui Dumnezeu. Probabil că este vorba de undeva de 90 de zile, toată perioada aceasta de seceriș, în care Rut și Naomi beneficiază de adăpostul lui Boaz și Rut este prezent în ogorul lui Boaz și culege spice ca Rut și Naomi să poată supraviețui. Este foarte important să înțelegem această durată de timp între capitolul 2 și capitolul 3, altfel riscăm să transformăm narativul acesta într-un fel de telenovelă cu Rut și Boaz. Un fel de s-au văzut, s-au plăcut, ce rămâne de făcut. Da? S-a dus Rut la Boaz, s-au îndrăgostit pe loc, a doua zi, cu mult curaj și cu mult tupeu, s-a dus Rut înapoi la Boaz și a zis, ia-mă de nevastă. Dar nu asta s-a întâmplat. Trec 3 luni de zile din momentul în care Rut intră în ogorul lui Boaz și în momentul în care Boaz acceptă ca să o răscumpere pe Rut și pe Naomi și să o ia de nevastă. Rut nu l-a întâlnit pe Boaz astăzi și mâine a mers ca să-i ceară să o ia de nevastă. Da? Este important de înțeles lucrul acesta. Că dacă pe prim plan, pentru a verifica acțiunile noastre, pentru a verifica deciziile noastre, dacă pe prim plan, pentru a verifica evenimentele și situațiile din viața noastră, este cuvântul lui Dumnezeu, pe plan secundar trebuie să înțelegem că pe plan secundar este răbdarea. Trebuie să avem răbdare să vedem ce se va întâmpla. Mulți dintre noi așa am citit acest narativ și mulți dintre noi așa am acționat. Astăzi vedem o oportunitate, mâine acționăm. Da? Carpe diem, da? Trebuie ca să prindem ziua, să prindem orice oportunitate. Un pic de răbdare merge foarte departe pentru a verifica evenimentele din viața noastră. Pe locul 2, sub cuvântul lui Dumnezeu, este răbdare și așteptare în umilință în situațiile în care
ne aflăm. Noi suntem obișnuiți că dacă se ivește oportunitate, dacă ți se pare prea de tot să fii doar întâmplat, trebuie neapărat ca să punem mâna pe ea. Deseori nici nu mai stăm să ne întrebăm, oare este după voia lui Dumnezeu? Oare ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre această oportunitate? Fie o oportunitate personală, fie o oportunitate în business, fie o oportunitate la servici. Vedem o oportunitate și ne uităm doar la oportunitate și nu mai avem răbdare să analizăm acea situație. Să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Să vedem dacă așteptăm o zi sau două, cum se mai prezintă acea oportunitate. Cum arată ea în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Avem posibilitatea ca să fim promovați la servici? Trebuie să captăm acea oportunitate. Nici nu ne punem întrebarea ce trebuie să facem ca să fim promovați. Nici nu ne punem întrebarea cum va afecta familia noastră, cum va afecta relația noastră cu Dumnezeu. Între ziua în care Ruth și Boaz se întâlnesc pentru prima dată și ziua în care acea oportunitate realizată de Dumnezeu în providența lui este fructificată, trec 3 luni de zile în care Ruth și Naomi pot să stea, să cugete, să se roage și să gândească dacă este într-adevăr voia și mâna lui Dumnezeu sau dacă este doar o întâmplare. Apropo, întâmplările care nu sunt după voia lui Dumnezeu, în sensul că nu sunt după cuvântul revelat al lui Dumnezeu, nu sunt întâmplări. Sunt încercări. Da? Dacă întâmplările favorabile sunt providența lui Dumnezeu spre binele tău, întâmplările care nu sunt după voia lui Dumnezeu sunt încercări. Ești pus la încercare. Da? Și ele trebuiau ca să cântărească. Este o întâmplare providențială că am ajuns în ogorul lui Boaz? Și este voia lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu, ca Boaz să fie răscumpărătorul nostru? Sau este doar imaginația noastră? Sau este ceva care noi încercăm să forțăm și Dumnezeu de fapt are un alt plan? Și ele au stat și au calculat în lumina cuvântului și cu răbdare și au ajuns la o concluzie corectă. Atunci când lucruri fantastice se întâmplă în viața ta, întâmplări care sunt prea fenomenale să fie întâmplătoare, ia un pas înapoi, consultă cuvântul lui Dumnezeu și ai puțină răbdare. Dacă este într-adevăr mâna lui Dumnezeu, acea oportunitate va fi acolo și mâine. Dacă este într-adevăr soluția lui Dumnezeu, a sta pe loc și a consulta pe Dumnezeu în rugăciune și în cercetarea cuvântului, nu va risca în niciun fel planul lui Dumnezeu. Nu face mâine dimineață ce ai visat azi noapte. Stai înaintea lui Dumnezeu, în răbdare și în ascultare. Ruth, după ce primește favoarea lui Boaz, ce face? Merge următoarea zi la muncă. Și următoarea zi, și următoarea zi, și următoarea zi. Și nu în primul rând ca să câștige favoarea lui Boaz, nu, în primul rând merge la muncă pentru că era foame. Și avea nevoie ca să lucreze în acel ogor, ca să mănânce. Dar în spatele cortinei, Dumnezeu întâmplă lucrurile. Și noi știm că absolut toate evenimentele care se petrec pentru că Dumnezeu așa le-a rânduit. Știm că munca noastră, răbdarea noastră, credința noastră este folosită de Dumnezeu într-un fel în care noi nici nu ne putem închipui. Un exemplu, doar pentru ca să înțelegem ceea ce se întâmplă, pentru că urmează să privim la ceea ce au făcut Naomi și Ruth. Ceea ce se întâmplă în capitolul 3 este un plan creat de Ruth, creat de Naomi, executat de Ruth, care evident duce la această soluție. Vreau ca să înțelegem, să nu pierdem din vizor, cât de importantă este această dinamică a ascultării, a răbdării, a perseverenței și a providenței lui Dumnezeu. În acest capitol, Ruth îi cere lui Boaz să o ia de nevastă. Ne-am gândit cât de progresiv. Știi, nu bărbatul să o ceară pe femeie de nevastă, ci nevasta, soția, femeia să vină și să zică: hei, omule, trezește-te! Nu ai vrea să mă iei de nevastă? Cât de progresiv, nu? Cât de modern pare să fie. Să știți că a fost un pas fantastic pentru Ruth să facă lucrul acesta. Doar că n-a fost progresiv. Că ceea ce zice Ruth față de Boaz este: eu am nevoie să stau sub aripile tale. Eu fără tine n-am nicio valoare.
Eu fără tine n-am nicio șansă în viață. Da? Ea se pune la picioarele lui și îi cere milă și îndurare. Ea nu este o femeie, am auzit, mai ales în America, să predică textul acesta, Rut o femeie modernă. Ce idioți! Rut era o femeie smerită. Rut era o femeie dumnezeiască. Rut înțelegea că singura ei speranță era să fie răscumpărată ca și femeie, prin căsătorie, după planul și cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat lucrul acesta să fie adevărat. Soțul și soția au un rol special. Identitatea lor este să devină una în Hristos. Soția este normal să-și găsească identitatea în soțul ei și prin el împreună în Hristos. Și pentru soț este normal ca să-și găsească țelul și satisfacția în familia lui și în soția lui și în a prezenta acest dar care Dumnezeu le-a dat înaintea lui Dumnezeu, fără cusură, prelucrat, în timp, cu răbdare, cu mult chin. Este felul în care Dumnezeu a lăsat formula, rețeta. Și oricâți ani de zile și generații ar trece și oricâte invenții umane ar încerca să destrame sau să perfecționeze această formulă, există o singură formulă care funcționează. Oricât de mult ar încerca femeile să emancipeze de bărbați sau bărbații să facă nu știu ce față de femei, formula este una lăsată prin creație de Dumnezeu. Femeia are nevoie de bărbat și bărbatul are nevoie de femeie și împreună formează o familie și este singura rețetă care funcționează. Și singura rețetă care va funcționa vreodată. Înainte ca să ajungem la planul lui Rut, la planul lui Naomi și lui Rut, trebuie ca să înțelegem ce se întâmplă cu adevărat. Și să înțelegem că dacă ele n-ar fi așteptat 90 de zile, posibil ca lucrurile să fi mers total alt fel. Când Rut îl întreabă pe Boaz, și vom privi în detaliu imediat, Boaz răspunde în felul următor. Acum, fiica mea, nu te teme. Îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită sau știe că ești o femeie cu demnitate. Acum, imaginați-vă narativul nostru din capitolul 2 și 3 cu o singură schimbare, cu un singur detaliu care, dacă citești fără ca să fii atent, nici nu-ți dai seama acest detaliu că au trecut 3 luni de zile. Singurul detaliu schimbat în narativul nostru este că nu sunt 90 de zile între capitolul 2 și capitolul 3, sunt doar 9 zile. Da? Doar 9 zile. Ar fi știut cineva, Boaz, cetatea, muncitorii ei, ar fi știut cineva că Rut este o femeie cinstită și demnă să fie luată de nevastă? N-ar fi știut. De ce? N-ar fi avut timp ca să-și dea seama, da? Betleemul, orașul acela, satul acela, n-ar fi avut timp ca să vadă că femeia aceasta este o femeie harnică, este o femeie care nu fură, este o femeie care nu înjură, este o femeie care coată de soacra ei. N-ar fi avut timp. Boaz, iară, ar fi caracterizat-o ca și o femeie obraznică și modernă și progresivă dacă ar fi mers după 9 zile și ar fi zis: hei, Boaz, am văzut că mi-ai făcut ochi dulci în prima zi. N-ai vrea tu să mă iei din nevastă? Ce cuplu fain am face. Ce ar fi zis Boaz? Stricat-o! Ești o moabită! Te-ai dovedit că ai un caracter ca cei din lume! Ce se întâmplă în schimb? 90 de zile. Femeia asta merge în ogorul lui și lucră de dimineață până seară, cu scurtă pauză doar, da? Este credincioasă, este respectoasă și 90 de zile Boaz are oportunitatea ca să vadă că ea este o femeie demnă. Este extraordinar de important că au trecut acele 90 de zile între momentul în care Dumnezeu creează oportunitatea ca Rut și Boaz să întâlnească și momentul în care planul lui Naomi și lui Rut este pus în acțiune. Același plan, pus în acțiune un pic mai devreme, ar fi eșuat total. Ar fi eșuat total. De ce? Pentru că fiecare detaliu din planul lui Dumnezeu este important și el lucrează ca fiecare detaliu să se întâmple așa cum trebuie să se întâmple. Rut era o femeie credincioasă, Rut era o femeie demnă, cinstită
Și acele trei luni de zile au slujit ca o dovadă acestui lucru pentru Boaz și pentru cei din Betleem. Credincioșia noastră, răbdarea noastră, consecvența noastră ne face sau ne dovedește ca și fiind demni. Aceste lucruri spun ceva despre ce fel de oameni suntem noi, și anume despre faptul că suntem credincioși. Lucrul acesta este adevărat în toate sferele vieții. Este adevărat în viața ta personală, este adevărat în viața de familie, este adevărat la servici, este adevărat în viața de biserică. Rețin discuții care le-am avut cu frați, chiar de la noi din biserică, la începutul lucrării noastre aici în biserică, în care lumea zicea, este așa o chestie, 2-3 luni și treci. E așa, un moft, mai ales eu eram acuzat, este un moft al lui Mihai. Un moft, vrea el ca să dovedească că se poate face altcumva, altceva, dar se satură și trec. Un an, 2, 20, 30, 50, 100. Și la un moment dat, Biserica Sfânta Treime, Biserica Sfânta Treime va fi dovedită ca și fiind demnă. Pentru că Hristos a făcut-o demnă. Pentru că Hristos vrea ca să lucreze prin ea. Este adevărat la tine la servici. O zi, două, o lună, un an, trei ani. La un moment dat, consecvența ta, credincioșia ta va fi recunoscută de șefii tăi, de colegii tăi. Este adevărat la tine în familie. La tine în familie. Faptul că tu ești un soț consecvent, credincios, care vine acasă în fiecare seară, care se ocupă de familia lui, cu eșecurile tale, cu falimentele tale, nu suntem perfecți. Dar credincioșia noastră în timp ne dovedește ca și fiind oameni credincioși, oameni demni. Foarte important să avem această răbdare, să avem această înțelepciune ca să fim răbdători, să fim consecvenți, să fim muncitori și să avem răbdare să fim dovediți ca și ceea ce suntem. Întâmplările și oportunitățile umane, într-adevăr, se pot pierde, dar favoarea divină nu se poate pierde. Favoarea divină nu se poate pierde. Așa că ai răbdare. Planul lui Dumnezeu nu poate fi răsturnat. Planul lui Dumnezeu nu poate fi întârziat. Ne avem această lipsă de stare de liniște în noi. Vedem o oportunitate, vedem o posibilitate. Și nu putem sta liniștiți că dacă mâine nu va mai fi acolo, dacă Dumnezeu ne-a dat această posibilitate doar pentru jumătate de oră, trebuie să fac acum, să combin ceva, să fac ceva, să rezolv ceva. Dacă ai și dacă crezi într-un Dumnezeu suveran, stai liniștit, ai răbdare. Dacă este planul Lui pentru tine să întâmple acel lucru, nu se poate să nu se întâmple, nu se poate ca planul Lui să fie răsturnat. Răbdarea acestor femei dovedește pentru noi și dovedește pentru cei din jur că ele sunt femei credincioase. Femei care se încred în Dumnezeu. Femei care și-au pus viața în mâna lui Dumnezeu. Femei care trăiesc o viață demnă, indiferent de circumstanțele lor. Ele nu se compromit, ele nu se apucă de furat, ele nu se apucă de prostii. Ele își văd de treabă, își văd de casa lor, se duc la muncă și trăiesc ca și niște femei credincioase. Chiar în cele mai grave circumstanțe. De fapt, toată cartea Rut are această tematică, această tensiune între așteptare și acțiune. Este o temă centrală a cărții și este o temă prezentă și în acest capitol. Capitolul 3 începe după 90 de zile de așteptare și începe cu impulsul lui Naomi de a lua o acțiune. Dacă îl citești așa doar a trecut o seară, Naomi pare foarte impulsivă. Dacă realizezi că au stat 3 luni de zile, Naomi pare o femeie răbdătoare și cumpătată. 90 de zile de așteptare, începe capitolul 3 cu această dorință a lui Naomi de a lua o acțiune. Capitolul 3, versetul 1. Soacră-sa Naomi i-a zis, fica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Și capitolul 3 se încheie
cu sfatul lui Naomi pentru Rut să stea liniștită în așteptare. Deci începe cu acțiune după o perioadă lungă de așteptare și se încheie cu sfatul lui Naomi ca să stea liniștită în așteptare. Și Naomi a zis, fii liniștită, fiica mea, până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta. Căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârși, până nu va rezolva lucrul chiar astăzi. Vedem așteptarea și vedem acțiunea și ambele motivate în mod corect, în mod cinstit, în mod credincios. Așteptarea și răbdarea motivată de credința în Dumnezeu, de convingerea că în ascuns Dumnezeu lucrează toate lucrurile spre binele celor ce îl iubesc pe El. Asta te face capabil să stai răbdător și să aștepți. O lună, două, trei ani, 10 ani. Pentru că știi, oricât de imposibilă pare situația, oricât de dificile par circumstanțele în care te ai, dincolo de ceea ce tu poți vedea, tu știi și crezi că ai un Dumnezeu care lucrează toate lucrurile spre binele tău. Dacă nu știi asta și dacă nu crezi asta, te arde așa la tălpi. Cum rezolv, cum fac, au trecut 3 luni, au trecut 3 ani, eu încă sunt dilema asta, eu încă sunt problema asta, eu încă sunt suferința asta, trebuie să rezolv ceva, trebuie să fac ceva, nu mai pot sta așa. Dacă ai un Dumnezeu suveran și dacă te încrezi într-un Dumnezeu suveran, stai răbdător și liniștit și calm chiar în mijlocul acelor circumstanțe. Și faci ceea ce face Rut cu Naomi, merg la servici, se întrețin, își văd de treaba lor și evident trăiesc o viață demnă de cinste încât toată cetatea își dă seama de ce fel de femei sunt ele. De asemenea, acțiunea este motivată corect. Dorința de acțiune a lui Naomi este motivată de dragostea ei față de Rut. Nu este motivată de tendințe egoiste, nu este motivată nici măcar de dorințele ei pentru confort. Ea nu zice, noră mea, eu nu mai pot așa. Au trecut 3 luni de zile, eu nu mai pot în situațiile astea. Da? Nu mai pot în situația asta, e prea de tot. Să mănânc numai orz și grâu care tu mi-aduci acasă și fărămituri de la masa lui Boaz, eu nu mai pot așa. Noi trebuie să rezolvăm problema. Nu asta zice Naomi, ce zice Naomi? Vreau să-ți dau un loc de odihnă. Și vreau ca eu pentru tine să fac ceva ca tu să fii fericită. Da? Motivația ei este una sacrificială și una din dragoste. Nu una care este egoistă, nu una care este motivată în mod greșit. Motivația ei este una care este corectă față de cuvântul lui Dumnezeu. Ea nu vine și zice lui Rut, acum auzi, am încercat 3 luni de zile. Înțeleg că tu ai profesat, ai proclamat credință față de Dumnezeu, dar am încercat 3 luni de zile, Rut. Mai bine totuși du-te înapoi în țara Moabului. Du-te înapoi în țara Moabului. Nu a mers. Dumnezeu nu s-a îndurat de noi. Da? Du-te acolo, acolo ai familie, acolo e și Orpa, acolo sunt toți prietenite. De ce nu-i spune asta? Pentru că știe că ar fi împotriva voii lui Dumnezeu. Rut este o credincioasă și trebuie să fie împreună cu poporul lui Dumnezeu. Nici măcar nu este în discuție așa ceva. De ce nu-i propune altceva? De ce nu-i propune altă variantă? Altă combinație? Îi propune ceea ce este permis și ceea ce este prescris de cuvântul lui Dumnezeu. Rut, am crezut noi acum 3 luni de zile că Dumnezeu de aceea a întâmplat ca tu ca să mergi în ogorul lui Boaz, care este neamul nostru. Și am stat noi 3 luni de zile și am cugetat și am meditat asupra acestei probleme și ne-am rugat asupra ei. Acum este momentul ca în credință să ne luăm inima în dinți și să mergem și să vedem dacă Dumnezeu se va îndura de noi. Asta este soluția. Este o soluție motivată din dragoste și este o soluție motivată din ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu. Răbdarea noastră, cât și acțiunea noastră, așteptarea noastră, cât și acțiunea noastră trebuie ca să aibă motivații corecte și trebuie să fie întotdeauna ghidate după cuvântul lui Dumnezeu. Naomi este preocupată de siguranța și fericirea lui Rut și își dorește pentru ea
un soț, un răscumpărător, cineva să o protejeze. Și adevărul este că fiecare dintre noi avem nevoie de cineva pentru siguranță și pentru fericire. Avem nevoie de Domnul nostru Iisus Hristos. Fără El nu există siguranță și fără El nu există fericire adevărată. Și așa de ocupați suntem de multe ori rezolvând problemele noastre, încât nu stăm în răbdare și în așteptare și în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu să ne întoarcem cu fața către Cel care poate rezolva problema, către Cel care poate da fericirea, către Cel care poate da siguranța. Ceea ce urmează în următorul capitolului sunt trei etape. În primul rând este planul lui Naomi, în al doilea rând este executarea planului sau cerința care o face Rut față de Boaz și în ultimul rând este răspunsul lui Boaz față de Rut. Dar acțiunea începe acum. Până acum a fost așteptare, acum începe acțiunea. Și în versetul 2 până la versetul 4 vedem planul lui Naomi detaliat pentru Rut. Și ea spune felul următor. Și acum, Boaz, cu ale cărui slujnici ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte orzurile în arie. Spală-te, unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale și pogoară-te la arie. Să nu te faci cunoscută lui până va isprăvi de mâncat și de băut. Și când se va duce să se culce, însemnează-ți locul unde se va culca. Apoi du-te, descoperă-i picioarele și culcă-te. Și el însuși îți va spune ce să faci. Planul este simplu. Rut trebuie să se pregătească, să se prezinte în arie și să facă o petiție lui Boaz prin acest gest de a se pune la picioarele lui și de a-i descoperi picioarele. Acest gest era suficient pentru Boaz să înțeleagă ce se petrece, ce cere această femeie. Da? Deci planul este foarte, foarte simplu. Să meargă, să se pregătească, să se prezinte, să facă această petiție lui Boaz ca el să exercite dreptul său de răscumpărător și anume să o ia de nevastă. Simplu și totuși nu chiar simplu. De ce? Pentru că țineți minte situația lui Ruth și lui Naomi. Erau niște văduve, erau fălite financiar, aveau datorii care trebuiau plătite, da? Datorii foarte mari, erau marginalizate în societate. Rut era până la urmă totuși o moabită, o străină și este pusă în această situație în care trebuie să-și ia inima în dinți și să meargă să pună în acțiune acest plan, de altfel simplu, dar extrem de riscat. Planul este foarte bine gândit din partea lui Naomi. Naomi a cugetat foarte, foarte mult la acest plan înainte să hotărască să-l pună în acțiune și a cugetat la fiecare detaliu. Spală-te, îi spune în primul rând, nu te duce oricum, spală-te, mai deosebit decât de alte dăți, da? Este o ocazie specială, unge-te, parfumează-te, scoate parfumul ăla care l-am păstrat acolo din, când ne-am întors din Moab, știi, eu mai rămas acolo 10 ml pe fundul sticluței undeva, știi tu unde îs, acum ai ocazia, parfumează-te, unge-te, îmbracă-te cu hainele tale. Stai un pic, până atunci ce, nu se îmbrăca? Sau să îmbrăca cu hainele altcuiva, ce-i spune? Probabil, cei mai mulți comentatori spun că până acel moment se îmbrăca cu haine de doliu. Avea ceva simbol, era evident că era în doliu. Și Naomi spune Rut, gata cu doliu. S-a terminat. Să fie foarte, foarte clar că tu nu mai ești în doliu și ești gata să fii luată de nevastă. Da? Spală-te, unge-te, îmbracă-te cu hainele tale și du-te la Boaz. Îi spune, când ajunge acolo, să aștepte. Planul are instrucțiuni foarte specifice. Așteaptă până va isprăvi de mâncat și de băut. Și când se va duce să se culce. Deci lasă-l pe om să mănânce, lasă-l să meargă la culcare și după ce a mers la culcare, te duci, descoperi picioarele lui și te culci la picioarele lui. Ăsta este planul. Simplu, dar extrem de bine gândit și extrem de detaliat. Și putem învăța foarte, foarte mult din planul bine gândit al lui Naomi. Putem învăța, contează felul în care te prezinți. Contează felul în care te prezinți într-o anumită situație. Mai ales când te duci ca să ceri ceva. Da? Un sfat practic.
Un sfat practic care generația de astăzi are nevoie 100% de el. Vă spun eu care pe lângă jobul acesta de păstor am jobul de angajator. Și vin unii oameni să ceară de lucru, îmbrăcați, numai de lucru nu spun că sunt îmbrăcați. Nu? Și Naomi spune, hei, trebuie să înțeleagă omul acesta că tu nu ești în doliu, că tu nu ești o dezmățată, că tu nu ești una care nu se știe îmbrăca, că tu ești o femeie gata de măritat, gata ca să fie luată de nevastă, decentă, frumoasă, îmbracă-te, unge-te și du-te și vorbești cu omul acesta. Da? Fiecare situație până la urmă cere o anumită ținută. Bunul simț ne învață lucrul acesta. Biserica cere o ținută, serviciul cere o ținută, mersul pe stradă cere o ținută, da? Dormitorul cere o altă ținută, nu le inversăm. Mergem în biserică cum ar trebui să mergem în dormitor sau pe stradă, cum ar trebui să mergem în dormitor sau la servici, cum ar trebui să mergem pe stradă și așa mai departe. Există o ținută potrivită pentru fiecare ocazie și nu înțelegi lucrul acesta. Sfat foarte practic. Îmbracă-te într-un anumit fel, pregătește-te într-un anumit fel. Firea, bunul simț, da? Firea ne învață aceste lucruri. Dacă mâine dimineață ai un interviu de job, garantez că te vei îmbrăca într-un anumit fel. Nici nu trebuie să-ți spună fratele păstor cum e potrivit ca să duci la interviu pentru job. Da? Corect? Interesant este că în biserici, frații păstori tot trebuie să le spună la femei și la bărbați mai nou, da? Că la biserică nu e ok în skinny jeans. Și nu e ok cu blugii rupți. Și nu e ok nu știu ce. Și eu chiar, de 2 ani de zile, nu cred că am pomenit așa ceva. Da? Nici nu cred că este o problemă la noi în biserică neapărat. Dar totuși, așa de mult să predică și să insiste pe această tematică, de ce? Pentru că componența bisericii a ajuns așa de decăzută că nu-i mai îndeamnă nici firea la biserică. La job îi îndeamnă. Când se duc la job, să uită, mă, ce o să zică șeful meu dacă intru așa? Oare-i bine? Soțule, o să fie ok dacă mă duc așa la job. Nu o să creadă că sunt o ușuratică. Nu, nu o să creadă, e ok așa. Hai totuși îmi iau un plover peste, ca să nu creadă șeful că sunt o ușuratică. Da? La biserică, reluăm discuția. Soție, te rog, nu te duci așa la biserică. Lasă-mă, mă! Ce e atâta? Nu te bați la cap ca și maică ta. Mă duc cum vreau eu la biserică. Dar luni dimineața, femeia din fire știe cum să meargă la biserică. Da? Nu-i interesant? Nu-i interesant? La servici, pardon. Probabil că ai biserica ei. Ruth era și ea o femeie credincioasă, dar Naomi se asigură de fiecare detaliu din plan. Contează cum te îmbreci, contează cum te prezinți, da? Pieptănat, frumos, așa mai departe. Asta e un sfat foarte practic în viață. Contează cum te prezinți pentru fiecare situație. Și fiecare situație are cerințele ei. Clișeele sunt așa de des întâlnite pentru că deseori sunt adevărate. Americanii au o vorbă, dress for success. Îmbracă-te pentru succes, da? Îmbracă-te pentru asta înseamnă, până la urmă, fiecare situație trebuie să fii îmbrăcat pentru succes. Ce înseamnă? Dacă te duci la săpat de șanțuri, da? Te duci la salopetă și cu bocanci. Asta înseamnă dress for success în cadrul ăla. Dacă te duci la biserică, te duci altfel. Dacă te duci la serviciu, te duci altfel. Știi cum știi că oamenii sunt dereglați la cap? Când le inversează. Îl vezi pe om care merge la săpat șanțuri, dar el așa e de orgolios că el merge la costum. El merge la costum, știi? El merge la săpat șanțuri, la costum, știi, cu ceas. Păi, uite, frate, am venit la săpat șanțuri. Omule, tu ești nebun? Aici se vine salopeta, aici e mizerie, da? Și vine la biserică, cum ar merge la săpat șanțuri, tot dezmățat și așa mai departe. E ceva dereglat aici. E ceva dereglat aici, da? Contează cum te prezinți. Contează când te prezinți, ne învață Naomi. În cazul acesta, îi spune, după ce Boaz a mâncat bine, a avut un pahar de vin și s-a odihnit. Asta îi spune. Și vedem că lucrează tactica aceasta pentru că ni se spune că omul acesta avea inima veselă când s-a dus la culcare. Da? Avea inima veselă. Până la urmă, Biblia ne spune că Dumnezeu a lăsat vinul ca să înveselească inima. Omul acesta își termină munca, e foarte satisfăcut de tot ceea ce a strâns din ogorul lui, e foarte satisfăcut de averea lui, se pune la masă cu slugile lui, mănâncă o masă bună, își pune un pahar de vin, e foarte happy, merge la culcare să odihnească. Și Naomi spune, atunci numai să te duci. Și nici atunci să nu-l deranjezi. Du-te și pune-te numai la picioarele lui. Contează cum te prezinți, contează când te prezinți. Există o lecție generală aici, da?
până la urmă este acea vorbă tot de la american, timing is everything, da? Adică timpul în care faci un lucru este totul. Și Biblia spune același lucru. Există o vreme pentru așa și o vreme pentru altceva. Există o vreme pentru toate lucrurile. Trebuie ca să știi cum să te prezinți și când să te prezinți. Cu siguranță există o lecție deosebită aici pentru soți și pentru soții. Da? Pentru soții contează cum te prezinți, când te prezinți. Da? Ai o cerință față de soțul tău, așteaptă până a mâncat bine. O, frate, ăstea-s prostii. Nu-s prostii, surorilor. Da? Nu-s prostii. Nu-s prostii. Aș putea să mergem în toată Scriptura ca să vedeți că este nu numai de datoria voastră, dar de înțelepciunea voastră să înțelegeți că astea sunt nevoi esențiale a omului. Nu intru în celelalte mai esențiale. Rămânem cu mâncarea. Da? Așteaptă până omul e hrănit, așteaptă până omul e odihnit, așteaptă până omul e cu inima veselă și după aia vii cu propunerea. Dacă luați sfatul acesta, veți fi mult mai happy și avea mult mai multe răspunsuri afirmative. Da? Sfat practic, surorilor, așteptați ca și Rut momentul potrivit. Foarte simplu. Oh, frate, asta e manipulare. Nu e manipulare. E înțelepciune. E înțelepciune, da? Aștepta momentul potrivit. Într-adevăr, timpul în care se petrec lucrurile este totul și, într-adevăr, Dumnezeu până la urmă rânduiește o vreme pentru toate lucrurile. Dar este la fel de adevărat că ni s-a dat înțelepciune ca să știm felul în care trebuie să facem un lucru și să alegem când să facem acel lucru. Și este de datoria noastră, cum Naomi s-a folosit de acea înțelepciune, da? Să ne folosim și noi. La servici. Nu te du la șeful tău în ziua în care ați ratat targetul și cel mai mânios și supărat și știi că va lua un salar mai mic luna aceea și du șefule, aș vrea să discutăm despre mărirea mea de salar. Știi care va fi răspunsul? Negativ, da? Negativ. Dacă mai te duci și dezmățat și nebarberit, va fi ultra negativ. S-ar putea să te concedieze că își dă seama că din cauza ta a ratat targetul. Că tu nu ești organizat și nu-și faci munca. Dar dacă te duci bine îmbrăcat și barberit și frumos și te duci în ziua următoare după ce s-a împlinit targetul și zici, șefule, merge bine la firmă, nu-i așa? Nu știu dacă am eu ceva responsabilitate pentru asta, dar m-am tot gândit că mi-ar place dacă mi-ai dau o mărire de salar. Cum credeți că va merge discuția? Mult mai pozitiv, da? Sfaturi practice. Contează cui te prezinți. Contează cui te prezinți. Naomi o trimite pe Rut la Boaz. Boaz avea drept de răscumpărare. Avea resursele necesare, financiar vorbind, și avea caracterul unui om duhovnicesc, unui om potrivit pentru nora ei. În mai puține cuvinte, ca să nu intrăm în toate detaliile de ce l-a trimis la Boaz, pur și simplu l-a trimis la Boaz pentru că Boaz putea rezolva problema. Da? Degeaba o trimitea pe Naomi bine îmbrăcată, degeaba o trimitea pe Naomi la timpul potrivit, la omul greșit. La unul care n-avea drept de răscumpărare, la unul care n-avea statutul financiar, la unul care n-avea vreo dorință, n-avea caracterul necesar. Nu o ajuta pe Rut și pe Naomi cu absolut nimic. Da? Dar Naomi știe că trebuie să te duci la omul potrivit. Trebuie să te prezinți cum trebuie, cui trebuie. Așa de mult timp pierdem și noi cerșind ajutor de la oameni care oricum nu ne pot ajuta. Umblăm după toți oamenii. Am o problemă. Dacă nu m-aș putea ca să discut cu omul acela, ăla sigur ar putea să mă ajute. Și el nici măcar n-are nicio autoritate. Nicio putere. Da? Nicio putere. Și în viață, dar mai ales pe plan spiritual, du-te la cel care poate rezolva problema. Du-te la Dumnezeu în primul rând. El poate rezolva problema. Nu cerși de la oameni care oricum nu pot să facă nimică pentru situația ta. Și pe plan spiritual și pe plan practic. Naomi îi spune lui Rut, trebuie să te duci la omul acesta. El este cel care poate să rezolve problema. Al patrulea rând, învățăm de la Naomi și la Rut faptul că circumstanțele nu justifică compromisurile. Da? Circumstanțele nu justifică compromisurile. Ele nu fac compromisuri morale în planul lor. Așteptarea, deseori, dacă nu este o așteptare în credință, duce la disperare.
Așteptarea trece o lună, un an, doi, zece și dacă nu ai o credință fermă într-un Dumnezeu atotputernic și suveran, ajungi la disperare. Ajungi ca să ai o ruptură psihică, da? Și în momentul în care ajungi la disperare, vei lua decizii care duc la distrugere. Pentru că vei compromite standardele morale ale lui Dumnezeu. Vei încerca ca să găsești tu soluțiile tale. Naomi nu cade în această capcană. Ea nu este într-o stare de disperare, chiar dacă situația ei este disperată. Și ea, în credință, da, își formează acest plan. Și acest plan nu compromite cu absolut nimic standardele lui Dumnezeu. Planul lui Naomi nu este ca să meargă Rut și să-l seducă pe Boaz. Rut, îmbracă-te frumos, dar așa mai sumar, Rut. Știi? Să vadă Boaz de ce să te ia pe tine de nevastă. Să-ți vadă caracterul. Știi? Lasă un pic de colteu să-ți vadă demnitatea. Nu asta-i spune. Cu absolut nimic nu complotează Naomi ca să compromită standardele morale ale lui Dumnezeu. Da? Nu este ca Ruth să culce cu Boaz și să rămână însărcinată și după aia ca la o telenovelă să meargă înapoi și să zică: hei, o noapte de pasiune plătești, băiete? Asta e, toată viața. Mă răscumpere acum. Nu! Nici măcar nu le trece prin gând așa ceva, indiferent cât de disperate sunt ele. Da? Indiferent. Și Naomi, adică Ruth, vine dintr-o țară care am învățat că provine dintr-un popor care s-a născut din asemenea compromis. Da? Două fete care s-au culcat cu tatăl lor pentru că s-au uitat la situația lor și au zis: ei, pe aici nu sunt bărbați, e firesc ca femeile să aibă copii, singura soluție e ca să ne culcăm cu tatăl nostru. Da? De acolo provine acest popor. Dar Moabita aceasta, care acum este credincioasă și cu soacra ei, nici măcar nu le trece prin cap să facă vreun compromis în planul lor ca să-și rezolve problema. Și pur și simplu fac ceea ce permite Dumnezeu. Planul lui Naomi este ca Ruth să acționeze în credință și în umilință, în smerenie. Iar Dumnezeu să lucreze dacă este voia lui Dumnezeu. Ăsta este planul. Să meargă smerit și umilit și să vadă ceea ce vrea să facă Dumnezeu. Credeți că nu este așa? Puneți-vă întrebarea. Cât de plăcut ar fi ca să dormi la picioarele unui bărbat care toată ziua a lucrat în câmp? Ca să înțelegeți cât de mult s-a umilit femeia aceasta, da? S-a dus la dezvelit. Să nu credeți că era parfumat, dat cu cremă hidratantă pe picioare să nu-i crape tălpiile și așa mai departe, nu? Omul acesta tocmai a stat toată ziua în câmp, picioarele lui miroseau, s-a pus la culcare, da? Și femeia aceasta merge și îl descoperă și se pune la picioarele lui și acolo se culcă. Un act de smerenie și de umilință. Un act care este conform cuvântului lui Dumnezeu. Ea merge și prin gestul acesta simbolic îi cere lui ca să o răscumpere. Ruth face absolut tot conform planului care l-a primit de la Naomi, dar când vine vorba de a face această cerință față de Boaz în mod simbolic, Ruth deviază de la acest plan și ia și ea inițiativa de a lua o acțiune. Țineți minte ce i-a zis Naomi ca să facă la Ruth? Îi zice în felul următor: descoperă-i picioarele, culcă-te la ele, da? Punct, pauză, și după aia zice: și el însuși îți va spune ce să faci. Deci Naomi spune la Ruth: atât trebuie să faci. Gestul acesta simbolic, el va înțelege. Și dacă vrea ca să te răscumpere, îți va spune. Da? Dacă nu, te va pofti afară și asta e. Nu trebuie ca să încerci nicio manipulare, nu trebuie să încerci să-l convingi, nu trebuie să încerci nimic. Te duci în umilință și în smerenie și te pui la picioarele lui. Și ce a fi, a fi. Da? Che sera, sera. Ce a hotărât Dumnezeu, asta a fi. Tu nu trebuie să faci altceva. Și ajungem la momentul acela și Ruth face întocmai ce îi spune soacra ei, dar când Boaz o întreabă: cine ești tu? Ce trebuia Ruth ca să facă? Păi Ruth nu trebuia să facă altceva decât să-i spună: sunt Ruth. Atât. Și să aștepte să vadă ce va face omul acesta, da? Pentru că gestul acesta simbolic era suficient pentru Boaz să înțeleagă ce se petrece
ce să petrece și ce dorea Rut. Rut nu poate aștepta pasiv și ia și ea inițiativa, da? Țineți minte această temă care reapare, așteptare și acțiune. Și Rut ia această inițiativă și face ea propunerea aceasta direct. Direct la Boaz. Îi spune, eu sunt slujnica ta și eu vreau să mă iei de nevastă. Foarte direct, da? Și vedem că inițiativa ei de a vorbi așa de direct și de a propune acest lucru lui Boaz, vedem că această inițiativă a ei nu este criticată. Ea nu este criticată pentru acțiunea ei, nu de Boaz, nu de Naomi când vine acasă, nici măcar de naratorul cărții. Inițiativa ei nu este criticată, pentru că atunci când inițiativa noastră acordă cu voia lui Dumnezeu, acea inițiativă este o virtute. Acea inițiativă este o virtute, da? Inițiativa lui Rut nu contravine cu nimic cuvântul lui Dumnezeu. Cu nimic. Pur și simplu ia din entuziasmul ei, ia inițiativa să vorbească cu Boaz și să-i spună ceea ce are pe inimă. Eu cred că răspunsul ei, răspunsul lui Rut în acest moment, ne spune ceva despre starea ei lăuntrică. Dacă ne uităm doar așa la ceea ce se întâmplă, la planul acesta, ca ea să meargă și să se pună în mod smerit la picioarele lui și ce a fi, a fi, putem avea impresia că Rut este un fel de miel de sacrificiu. Asta este. Trebuie să te duci, să te sacrifici, să fii cu bărbatul ăsta, să te ia de nevastă ca să-ți răscumperi familia. Da? Și ghinion. S-a întâmplat, te-ai căsătorit cu cine nu trebuia, el a murit, acum ai rămas văduvă, n-ai ce faci. Da? Și cumva am putea avea impresia că toate lucrurile acestea se întâmplă și Rut, pentru că e o femeie credincioasă și o femeie smerită și o femeie ascultătoare, face lucrurile acestea, dar în ciuda ceea ce ar vrea ea. Eu cred că momentul în care Rut ia inițiativa și vorbește cu Boaz și nu-și poate conține ceea ce e în lăuntru ei, ni se dezvăluie ceea ce e în inima lui Rut. Eu cred că Rut îl iubea pe Boaz. Eu cred că Rut, timp de 90 de zile, a văzut ce fel de om este Boaz. Eu cred că Rut a văzut dragostea și bunătatea lui Boaz și felul în care s-a comportat față de ea și felul în care s-a comportat față de muncitorii lui și felul în care se comporta în societate. Și în momentul în care soacra ei a trimis-o la Boaz, ea era mai mult decât pregătită, era dornică ca Boaz să o ia de nevastă. Și ajunge acolo să pune la picioarele lui și când el se trezește și spune cine ești, ea zice eu sunt Rut, slujnica ta și vreau ca să mă iei sub aripile tale, vreau ca să mă iei de nevastă. Asta e dorința mea. Rut nu este doar un miel de sacrificiu, da? Care trebuie să fie jertfită pentru familia ei, ci în răscumpărarea familiei ei și în răscumpărarea ei personală, Rut își află propria ei împlinire. Este la fel și în viețile noastre. În răscumpărarea noastră prin Iisus Hristos, da? Noi suntem răscumpărați din starea în care suntem spre fericire, spre împlinirea noastră. Prea mulți pocăiți discută despre pocăință și despre răscumpărarea în Iisus Hristos, parcă în momentul în care au fost răscumpărați, au pierdut toată bucuria, au pierdut toată fericirea. Nu! În momentul în care am intrat în relație cu Domnul Iisus Hristos, în momentul în care El ne răscumpără, El devine și El este motivul fericirii noastre. Noi vrem ca El să fie răscumpărătorul nostru. Noi vrem ca El să fie salvatorul nostru. Noi vrem ca El să fie mirele nostru. Și noi ne bucurăm ca să fim la picioarele Lui. Nu este ceva de genul, acum asta e, am ajuns așa de nenorocit, încât eu nu vreau. Eu nu vreau ca Iisus Hristos să fie mirele meu. Eu nu vreau ca El să fie Domnul meu. Eu nu vreau ca El să fie stăpânul meu. Dar decât să fiu în starea asta nenorocită, asta e, o să mă supun, n-am ce face. Nu asta să petreci. Nu asta să petreci. Rut nu este un miel de sacrificiu. Rut nu este una care este dusă la tăiat împotriva voinței sale. Rut este una care este în cea mai disperată stare și se uită la dragostea vieții ei și spune doar El mă poate răscumpăra. Și dacă mă răscumpără, aș fi bucuroasă să fiu cu El toată viața mea. Și asta este starea noastră. Noi suntem răscumpărați de mirele nostru, dar nouă nu este ciudă. Noi n-am făcut-o doar să nu mergem în iad. Noi nu o facem doar pentru că pedeapsa este prea gravă. Noi vrem să fim cu Hristos. Noi vrem ca El să fie Domnul nostru. Noi vrem ca noi să fim slugile Lui. Și ne bucurăm să stăm la picioarele Lui care au fost pironite pentru noi.
Ceea ce urmează este răspunsul lui Boaz. Și el a zis, fii binecuvântată de Domnul, fiica mea. Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea din tâi. Că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogați. Acum, fiica mea, nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Boaz răspunde pozitiv față de cerința lui Rut. Îi spune că această faptă care o face acum spune foarte mult despre caracterul ei, poate mai mult decât tot ceea ce s-a întâmplat până în acest moment. Evident, Boaz era un bărbat mai în vârstă, dar nu era foarte tânăr neapărat. Și ea, și Boaz îi spune Rut, tu ești o femeie tânără, frumoasă, normal, firesc ar fi fost să-ți cauți unul tânăr. Ori aici poate găseai pe cineva, chiar dacă nu te putea răscumpăra pe tine și pe Naomi, te lua pe tine de nevastă, îți vedeai tu de calea ta, de viața ta, sau puteai să te întorci acasă, să-ți găsești unul mai tânăr, mai frumos, mai abil acolo. Dar este evident, zice Boaz, din ceea ce ai făcut, că tu ai pus pe prim plan familia ta. Asta nu înseamnă că ea nu s-a îndrăgostit de el, asta nu înseamnă că nu l-a iubit, asta înseamnă că în calculul lui Rut despre viață au intrat mai multe lucruri decât doar tinerețea și frumusețea. Da? Tinerețea are așa o capacitate de a ne prosti. Tinerețea întotdeauna e frumoasă. O femeie tânără și un bărbat tânăr, dar cu mici excepții, deformități și așa mai departe, întotdeauna sunt frumoși. Cu cât sunt mai tineri, cu cât sunt mai frumoși. Un copil, când se naște și se uită lumea la el, toți copiii sunt frumoși. Eu nu înțeleg. Eu mă uit la ei și mi se par cei mai urâți de multe ori, da? Dar nu poți ca să le spui. Vine omul, uite, drăgălașul meu, frumușelul meu. Și zic, mă, nu știu, că am deformat capul, bietul. Duceți-l la doctor, da? Dar pentru toți, nu numai pentru părinți. Toți se uită la un copil nou născut și zic, wow, îngerașul, frumușelul, da? Cu cât crește mai mare și cu cât îmbătrânește omul, parcă nu-i mai așa de frumos. Tinerețea are farmecul ăsta. Tinerețea întotdeauna e frumoasă. Frumusețea adevărată, care e lăuntrică, însă este diferită. Frumusețea este frumoasă și la 15 ani, și la 20 de ani, și la 40 de ani, și la 100 de ani. Frumusețea cea lăuntrică. Boaz era un om frumos. Lăuntric, cel puțin știm asta, sigur. Păi din afară nu știm. Știm că era bătrân, da? Știm că nu era așa de tânăr ca și ăștia alții despre care discută, dar lăuntric vorbind era un om deosebit. Și Rut în calculul ei, ia în calcul toate lucrurile și spune, măi, da, într-adevăr, sunt tânără, ar fi fain să mă duc numai party, distracție, să-mi trăiesc viața, dar viața are mai multe fațete, are mai multe aspecte. Mie îmi trebuie un om care să aibă un anumit caracter. Mie îmi trebuie un om care să poată să-mi răscumpere familia. Mie îmi trebuie un om care să fie duhovnicesc. Și ea, luând în calcul toate aceste lucruri și văzând un asemenea om, s-a îndrăgostit de un asemenea om. Până la urmă, dragostea nu e nimic altceva decât o decizie. O decizie, conștientă sau inconștientă, da? Și femeile, tinerele și tinerii, se îndrăgosteți pentru că au luat o decizie, conștientă sau inconștientă. Și așa, acea decizie ia în calcul toți factorii acestea și cântărește după caracterul care tu l-ai. Da? Dacă caracterul tău este unul duhovnicesc, vei privi la o fată duhovnicească și vei spune asta cântărește mult pentru mine. Dacă caracterul tău este unul cinstit, vei privi la o fată cinstită și vei spune asta cântărește pentru mine. Dacă caracterul tău este unul de un om harnic, vei privi la o fată harnică și vei spune ui, harnică, cântărește mult pentru mine. Da? Și așa mai departe. Dacă caracterul tău este unul superficial doar, vei privi la frumusețea exterioară și va fi suficient. Până când dispare acea frumusețe. Și rămâi cu o scorpie. Și una care te fură. Și una care nu-i pasă de nimeni. Și una care nu are un caracter duhovnicesc. Pentru că tu ai cântărit după caracterul tău. Și ai rămas cu o oglindire a caracterului tău. Rut cântărește după caracterul ei. Și caracterul ei este unul sacrificial. Unul gata să facă un sacrificiu pentru Naomi, da? Și se îndrăgostește de un om cu un caracter sacrificial. Unul gata să fie un sacrificiu pentru ea. Și se îndrăgostește de el. Și ei se căsătoresc și au o relație de dragoste frumoasă și au o oglindire a unui caracter duhovnicesc unul în altul. Și Boaz asta spune. Văd prin felul în care cântărești deciziile că ești într-adevăr o femeie demnă. Pentru că o altă femeie de vârsta ta s-ar fi uitat la frumusețe și la tinerețe mai presus decât orice
orice altceva, da? Boaz îi spune că toată cetatea știe că ești o femeie cinstită, o femeie demnă. Boaz îi spune că acțiunile ei confirmă pentru el că este o femeie demnă, o femeie care ar putea fi, care ar putea fi soția lui. Preocuparea ei pentru familia ei îi confirmă lucrul acesta. Comportamentul ei de-a lungul timpului față de el, față de întreaga cetate, față de muncitori, confirmă pentru el că este o femeie demnă. Și Boaz îi spune să nu se teamă pentru că o va lua de nevastă. El vrea să o ia de nevastă. El va merge și va vorbi cu cel care are drept de răscumpărare înaintea lui și dacă el nu-și exercite dreptul de răscumpărare, el o va răscumpăra. Da? E interesant să ne gândim aici acest detaliu care apare. De ce, pe de o parte, ni se spune acest detaliu? Ce trebuie să înțelegem noi? De ce Ruth și Naomi nu s-au dus la acest om? De ce nu l-a trimis, Naomi n-a trimis-o pe Ruth să zică, hei, este ăsta care are dreptul cel din tâi de răscumpărare? Și de ce? Pentru că Naomi și Ruth au înțeles din întâmplarea aceea că s-a întâmplat că Naomi a primit favoare de la Boaz, că Dumnezeu lucrează ceva. Da? Și au văzut confirmarea lucrului acesta prin caracterul lui Boaz, prin credincioșia lui Boaz. Da? Și au zis, ăsta este om, ăsta are caracterul și ăsta ne dă indiciile că el face parte din planul lui Dumnezeu. Nici nu luăm în calcul pe ăsta alt. Care poate e mai tânăr, care poate e mai bogat. Da? Noi cu ăsta mergem. Ăsta are caracterul necesar, ăsta ni se pare nouă că este după voia lui Dumnezeu. Și din partea lui Boaz, este important de înțeles, că are ca și scop pentru noi acest detaliu, această intrigă, să vedem că, de fapt, chiar dacă Boaz o considera o femeie demnă, o femeie cinstită, nu se uita la ea doar ca și o moabită, da? Ca și o stricată, el o considera o femeie frumoasă, și înăuntru și în afară. Ruth, în continuare, pentru cei din jurul ei, era doar Ruth Moabita. Bărbatul acesta care avea primul drept, nu vrea, nu dorește. Ea este în continuare nedorită de absolut nimeni decât de Boaz. Și adevărul este că noi ne putem regăsi în această realitate. Și noi suntem ca și Ruth, fără speranță, fără viitor, nedoriți de nimeni, fără valoare, datori, peste posibilitățile noastre de a plăti, sortiți, din punct de vedere firesc, la nimicire. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, datorită dragostei lui mare cu care ne-a iubit, El ne-a răscumpărat. Nu pentru că eram demn de răscumpărare, Nu pentru că era o altă cale și Dumnezeu a zis, măi, eu îi vreau pentru mine. Nu pentru că altcineva ar fi vrut să ne răscumpere, dar Dumnezeu a fost mai gelos față de noi. Ci pentru că în ciuda faptului că nu era nicio speranță, că nu era nicio posibilitate, că nu aveam niciun merit, El ne-a iubit. Asta este istoria mea și asta este istoria ta. Pierdut, sortit nimicirii. Dar Dumnezeu este Cel care s-a îndurat. Capitolul concluzionează din nou cu Naomi. A început cu Naomi și se termină cu Naomi. Naomi este acasă, așteaptă ca să vină Ruth. Ruth se întoarce acasă cu 6 măsuri de orz. Sunt date de Boaz către Ruth ca și un fel de promisiune. Dar un gest care arată ce urmează să vină. El vrea să spună că belșugul lui va fi belșugul ei. Și Ruth îi pune o întrebare. Cum am promis că nu voi fi foarte tehnic, dar ca și dat trecut îmi permiteți măcar un detaliu tehnic ca să vi-l prezint, care cred că vă va ajuta foarte mult. Îi pune o întrebare și noua traducere și versiunea Dumitru Cornilescu nu fac dreptate față de acest verset și aș vrea ca să priviți de fapt ce se întâmplă în versetul 16. Vă citesc prima dată în noua traducere și în Dumitru Cornilescu. Noua traducere. Când Ruth a ajuns la soacra sa, aceasta a întrebat-o. Cum a fost copila mea? Adică cum a fost acolo? Ce s-a întâmplat? În Dumitru Cornilescu spune Ruth s-a întors la soacra sa și Naomi a zis: tu ești fiica mea? Acum, în original se întâmplă altceva. În original întrebarea este formulată exact cum este formulată în versetul 9, când Boaz se trezește în mijlocul nopții și o întreabă pe Ruth, cine ești?
Da? Se trezește speriat, se uită la această femeie necunoscută, fără identitate în acel moment și spune, cine ești? Și ea spune, eu sunt slujnica ta. Ruth merge acasă la soacra ei. Soacra ei știe că a trimis-o din casa ei, a trimis-o nora ei, a trimis-o văduvă, a trimis-o una fără nicio soartă. Și când intră înapoi în casă, privește la nora ei și spune, cine ești? Cine ești acum? Care e identitatea ta? Eu te-am trimis cu o identitate să cerșești milă la picioarele lui Boaz. Cine ești acum? Ești tot văduvă? Ești tot doar fiica mea? Ești tot doar una fără speranță? Sau ți s-a schimbat identitatea? Dacă răspunsul lui Boaz a fost pozitiv, ea are o nouă identitate. Dacă răspunsul lui Boaz a fost negativ, identitatea ei este pierdută. Naomi, folosind exact acest limbaj, vrea să o întrebe, cine ești, fiica mea? Care este identitatea ta? Naomi o întreabă, pentru că ea știa identitatea lui Ruth, Ruth Moabita, Ruth văduva, Ruth sortită pierzării când a plecat din casa ei. Dar vrea să știe cine ești acum. Întrebarea cu care vreau ca să vă las în această dimineață este aceasta. Cine ești? Care este identitatea ta? Cine este mirele tău? A cui aparții? În cine îți găsești răscumpărarea și valoarea? Cine este răscumpărătorul tău? Dacă nu știi, este momentul ca să te confrunți cu această întrebare când pleci de aici. Să te întrebi cine ești și a cui ești. Ruth și Naomi știau că sunt ai Domnului. Și au trăit vieți care au fost conduse de această convingere. Vieți după viața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a purtat de grijă. Și prin ele, vom vedea de seară, prin ele a lucrat în așa fel încât și noi să ne regăsim identitatea noastră în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.